Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este Vasile Nucă, fost fotbalist la Politehnica Timișoara, când Politehnica Timișoara era în perioada ei de glorie, component al echipelor naționale, de junior tineret și, și la echipa mare. Bine ai revenit în emisiune, Vasile. Bine te-am regăsit. Rezultat mincinos ieri, România-Columbia 3 la 2. 80 de minute columbienii ne-au arătat ce înseamnă fotbalul. Rapizi, tehnici, pur și simplu ne-au ne ne umilit. Dar și de data aceasta talismanele lui Iordănescu au funcționat și din minutul 83, când ei credeau că na, meciul este terminat, am reușit să scriem două goluri. Vreau să spun că rezultatul, nu trebuie să luăm în calcul rezultatul. Bine, rezultatul poate să fie pentru istorie, pentru cei care țin evidență din astea de scoruri, dar jocul ca jocul nostru a arătat diferența dintre fotbalul practicat de noi și fotbalul practicat de o echipă adevărată. Da. Deci fotbalul columbienii ne-au ne -au depășit cu cel puțin două clase peste noi, peste fotbalul care îl practicăm noi. Vreau să spun că eu am rămas foarte surprins de Eddie Ordănescu și de felul cum gândește fotbalul. Nu-l înțeleg, nu, nu sunt un specialist mare, dar ce am observat eu, vorbind chiar numai de Columbia, luând în calcul echipa Columbia. Columbia a avut tot două jocuri ca și noi. Mai înainte au jucat și au câștigat, cu noi au câștigat. Dar columbienii au folosit aceeași echipă și meciul trecut și meciul ăsta. De unde denotă că în fotbal, când vrei să ai rezultate, trebuie să-ți faci o echipă care să fie standard. Ori dacă noi stăm să ne gândim că de la un meci la altul, în naționala noastră, să schimbă 5, 6, 7 jucători, nu mai înțeleg modalitatea de a gândi fotbalul al lui Edi Iordănescu pentru că după părerea mea, eu cred că acum când mai sunt uh, puține jocuri, mai sunt două jocuri care nu prea au după relevanță, gloria. nu prea au relevanță pentru uh, turneul final. Normal, eu credeam sau așa văd eu fotbalul că uh, Edi Ordănescu ar fi trebuit să înceapă primul meci cu echipa care și ar fi dorit o să o folosească și la campionatul european. Adică, noi ne apropiem de un campionat european și încă nu știm formula de start. Adică, hai să zicem, nu trebuie să știm primii 11, dar măcar 7-8 din ei ar trebui să fie bătuți în cuie. Ori noi nu avem așa ceva. În altă ordine de idei, jocul nostru e același joc după ureche. Deci nu avem nicio tactică. Orice ar spune că vrem să jucăm în sistemul ăla, că jucăm în sistemul ăla, mie nu mi se pare niciun sistem. E o harababură și o debandadă în joc cu echipei naționale, ceva ce parcă la un moment dat o echilibra se echipa națională. Dar acum o luăm de la capăt, iar începem cu încercări, cu vai pe cine să folosim acolo, pe cine să folosim dincolo. Mie mi se par uh, alegerile lui Edi Ordănescu și pentru primul meci, echipa din primul meci, și pentru al doilea meci. Uh, nu prea o folosi jucătorii care ar fi meritat să joace. Adică dacă vorbim că folosim jucători care au multe meciuri jucate, care sunt în formă și așa, atunci nu înțeleg uh, alcătuirea echipei naționale. Pentru că Alibec nu juca la găia. Are o perioadă da. când nu informă, de pușcași nu mai vorbim, că e da. zero barat Eu nu știu de unde l-au văzut fotbalist sau așa, care are fizicul, ăla, Poate să aibă fiziculul pește prăjit, dar fotbal nu joacă. Că aleargă, că să zbate, nu asta avem nevoie, avem nevoie de un vârf. Ori, la ora actuală, cel mai bun atacant central al nostru e cel drăguș. Da. da. De dar departe, de, urmă, de, de departe trebuia să joace cu el titular. Pentru că dacă la, la Turci joacă meci de meci și a dat o grămadă de goluri și tu vii și îmi spui că nu merita să joace titular, nu, nu mai înțeleg fotbalul. Denis cel mai în formă fotbalist, de ce nu-l bagi doar pe al, do al doilea la meci? meci? Da. Păi al doilea meci încep cu el, că duce, duce o repriză, duce 60 de minute. Ai, ai observat la columbieni. Toată linia lor de atac, cei mai buni, Golghetele au jucat și primul meci și al doilea. Da. În al doilea au început să-i schimbe după minutul 60. Da. Dar joci cu ce ai mai bun. Adică tu trebuie să-ți formezi nucleul de, cu care vei juca la, la campionatul european. Mai mult de atât, ce am văzut, da. am văzut o tehnică, domne cum n-am mai văzut de mult la o echipă de fotbal, cum aveau pase, imediat se, se ducea cel pe poziție liberă cel care dăduse pasa și era țesătura aceea și foarte rapid, ai văzut cum era cu niște jaloane. Pe cam triei. asta e diferența, de am da. spus că diferența între noi și columbienii e cam de două clase, pentru că noi jucăm static, noi jucăm lent, noi jucăm cu pase înspre-napoi, pe când columbienii au venit și ne-au arătat ce înseamnă jocul în viteză, jocul din, direct, fără preluare, cu pase directe, cu îndoiuri, pe când cu uh, lansări în adâncime despre poarta adversă, uh, jocul nostru e un joc de așa, hai să ne aflăm în treabă. E un joc la alibi. Hai să nu greșim, dăm pasă de 2-3 metri, dă-mi -o, dă o mie, ia-o tu. Jocul, jocul ăsta, ți-am spus, e un alibi, adică de a nu încerca o pasă decisivă, de a nu încerca o pasă în adâncime, de nu a încerca un 1-2 un, 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 și la toate chestiile astea participă și slaba tehnica jucătorilor noștri. Toți spuneau despre noi, des că, noi avem... că jucători tehnici nu că jucători români, jucători Nu există tehnici. așa. Unde, când păi uite-te, dacă în meciul ăsta Multe foarte multe pase din astea de siguranță erau date la adversari. Da. Deci pase care erau simple, pase de 5 metri, de 10 metri, se nimereau la adversari. În un alt aspect pe care trebuie semnalat semnala neapărat, <coughs> faptul că columbienii erau tot timpul primii la minge. Deci atunci când se apărau și când atacau, ei erau primii. Adică aveau curajul ăsta de a ataca decisiv sau, cum să spun eu, simțeau unde vrea să joace jucătorul român și atunci ei anticipau și ieșau pe pas. Pe pasul nostru ei ieșau și ieșau la intercepție. Au, au reușit foarte multe intercepții și pe considerentul că au făcut un, un pressing avansat pe care i-au uh, băgat în... Care, acest pressing i-a băgat în încurcătură mare pe jucătorii români. Jucătorul român nu știe să joace pe presiune, nu știe să joace când se face un marcaj și atunci, normal, că apar asemenea greșeli. Și dacă stai să te gândești timp de 80-70-80 de minute, noi n-am reușit, reușit să creem, n-am reușit să creăm acțiuni de atac clare, adică din care să se vadă că încercăm să facem o fază lucrată undeva la antrenamente sau pe care le-am învățat. Noi n-am reușit, și asta n-am reușit-o din cauză că ne-a fost feică de adversari. Chit că cei de la televiziune încercau să-i scuze, încercau să găsească. Da, comentariu, orice, orice realizare cât de mică, da, era da, exagerată. Da, da, da. Exagerat să vii să spui da. Vai de mine ce îmi făceam noi. Da. Hai să fim da. serioși, că ei s-au distrat cu noi prin da. pase, ne-au scos prin niște pase simple, directe, la care noi n-am știut să contracarăm. O altă lipsă noastră mare în apărare e lipsa de marcași. Păi am văzut la, de exemplu, la primul gol. Acolo, uh, Burcă l-a scăpat, deși tot timpul nu. a fost cu ochii pe el. Eu vreau să spun ce s-a întâmplat. Și drăgușinul a sărit rău, și deci aici acolo a fost o mică greșeală. Și o mică greșeală îi, îi spun și o pun pe seama portarului, al lui Moldovan, că în șase metri trebuie nu, să ieși Nu, nu, nu. Puți, nu. De a fost ce? o centrare cotită, șutată, care au venit spre, spre Colegul lui. Deci. Uh, Mingea s-a îndepărtat de, de moldovan. Dacă moldovan ar fi ieșit, n-ar fi ajuns la ea, pentru că mingea nu s-a dus spre portar. Ea a ieșit în afară și a fost pe undeva pe linia de șase metri, acolo unde uh, portarul nu poate să iasă când un apărător e în luptă cu adversarul. Nu poate să iasă în poziția aia. Nu, acolo eu nu-i dau vină. Poate la ultimul gol să aibă o vină. ce să ai vină când șu de la 10 metri? 10 metri, da. Au fost în stânga lui un pic. Parcă l-au surprins un pic. Da, hai să nu dăm vina pe el. Eu zic că vina o poartă fundașii care au fost statici, neobișnuiți cu viteza jocului. Deci pe noi ne-a surprins, surprins enorm de mult viteza de joc a celor de la, de la Columbia. Mie, uite, de exemplu, mi-a plăcut, nu știu dacă, unul dintre puținii care mi-a plăcut, uh, Rațiu, ca fundaș uh, dreapta. Da, oprus, ce o ce-a uh, avut? O juca Și eu Nu, 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 că te-a discutat de o opru oprus... Opru și-a făcut, făcut meseria, meseria da. lui de fundat a văzut, nu a, -a făzut, nu, nu ieșit în evidență așa, extraordinar, da, da. dar nici -o nu a nu, greșit. Adică nu. ce a fost de recuperat, o recuperat, exact. marcajul a făcut bine, o ieșit și cu pas din apărare, nu a dat în ea disperat sau așa. Da. Eu zic că e un câștig și opruț eu, și pentru națională, da. pentru, pe pentru chiar, postul ăla chiar discutam noi ieri și spuneai tu, doamne de ce nu încearcă pe Oprut? Da. când uh, îl pune pe mane acolo când îl are pe opruț și într-adevăr opruț nu a mai făcut gafele pe care le-a făcut Manea în, me în meciul cu Irlanda de Nord da. să vede că îi funda stânga pentru că joacă partea stângă da. deci, deci acolo el a fost foarte, foarte bine, bine poziționat și au văzut de, de sarcinile care le-au avut Uh, uh, diferența e că noi la mijlocul terenului am avut un mijloc în prima repriză penibil. Stanciu foarte șters, care foarte niciodată. Șters. Uh, el, da, normal că e șters dacă el nu are doi oameni care să-l ajute. Nu l-a ajutat nici uh, Răzvan Marin, nici Alalant. Marius, Marius Marin. Marius da. Marin. Niciun. Uh, încă eu nu înțeleg de ce se insistă atâta cu, cu Răzvan Marin, care mie mi se pare depășit. Ma de Răzvan sau Marius? R Răzvan, Răzvan, nu Marius. Marius e pe fizică, arată bine, e înalt, e face intercepții, da. joacă pe faza de apărare mai mult decât Răzvan. În schimb, e un jucător care aleargă murda fără rost. Da. Adică nu iese în evidență prin nimic, nici prin deposedări, nici prin pase deosebite, nu. În, în altă ordine de idei, nu cred că era. Rândul Moruțan să joace în dreapta acolo. Dar nu Moruțan, cred. totuși, ai văzut a făcut câteva incursiuni, a fost singurul care a mai driblat. Da, care a încercat, dar pe fază de defensivă e zero. Da, aia Zero. Adică, deci faza de apărare nu o face deloc. Da. Faza de apărare nu o face deloc. În altă ordine de idei, când joci cu o echipă din asta bună uh, și vrei să te arunci peste ei, așa se întâmplă. Ei te prind pe, pe jocul ăsta rapid și agresiv al lor, te-au prins și te-au executat. Aici nu poți să riști să, să zici, bă, mă duc și fac pressing în care eu la ei când ei sunt niște jucători foarte tehnici, foarte rapizi, foarte îndemânatici și tu rămâi descoperit. Că atunci tu pleci, nu încerci să faci pressing, pressing cum să facem, 4, 5, 6 jucători. Ori în momentul în care scoți din dispozitiv 4, 5, 6 jucători și treci de centrul terenului în partea ailantă și te duci în careul lor să faci pressing și așa, normal că rămâi descoperit. Și eu rămân încă la uh, concluzia și la părerea mea, o părere personală, poate să mă acuze oricine de orice, dar eu cred că echipa nu a fost cea corectă. Normal ar fi trebuit să joace cu Man, ar fi trebuit să joace cu Drăguș, doi jucători care sunt în formă, care au dat randament și dacă tot vrei să joci cu, cu, ăștia, ar fi fost o linie de atac inedită, Man, Drăguș, Mihaila. Da, da. Adică, o... el și el a avut câteva curse la început Se vede că are forță, are viteză foarte bună Dar nu -a, 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 păi a fost susținut Adică da. oricât ai vrea tu de unul singur nu poți El nu a fost susținut nici de Răzvan Marin Nici de Stanciu nu a fost uh, acolo El a fost cam izolat, cam izolat. Ali Bec nu e în formă, nu e în mână da. nu, nu. Eu, eu cred că uh, încercările astea de a juca noi 4-3-3 Nu mi se potrivesc deci noi, echipa României, nu suntem o echipă care putem juca sti uh, sistemul ăsta de joc. Dar cum ai vedea tu? Eu, eu cred că mult mai bine ar fi un 4-4-2. Îți trebuie și niște mijlocași constructivi? De care bandă. să îți trebuie uh, doi, doi mijlocași de bandă care să alerge extraordinar de mult, dar să facă banda, că noi le amestecăm la ora actuală. Noi amestecăm. Am vrea să jucăm 4-3-3, dar de fapt nu jucăm 4-3-3. Că jucăm pe undeva 4-5-1. Că 4-5-1 jucăm. Da. Că noi vrem să-i aducem și pe Mihai și pe Moruțan, tot la linia de mijloc, unde mai avem încă 3, să fac 5. Ori având 5 acolo în, în mijloc, nu se mai respectă nicio sarcină. Nu mai știe cine trebuie să facă marcaj, cine trebuie să uh, iasă la construcție, și atunci toți așteaptă să opresc, stau pe loc, aleargă numai cel care are mingea, cei care nu au minge, nu se mai demarcă, și atunci de unde pasă? De unde vrei să construiești dacă mișcarea în teren e, e statică? Chiar am văzut o, o fază premergătoare golului, unulia cred că la golul 2. Am fost, dacă de data asta m-am mai uitat și n-am mai fost așa de prins emoțional, când ne uităm la un meci, vezi, joacă România, ești prins emoțional, fazele, te uiți, pierzi partea asta tactică a mișcării jucătorilor. Am văzut, erau pe, pe partea stângă, erau la un moment dat trei jucători români pe un singur jucător din... ne din... Vorbești când au dat, pasa cu călcăiu, nu? Cred de dată că, da. nu, 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 nu știu, dar era, era în dreapta. Faza mi foarte clar acum. Era în partea dreaptă jucătorul din Columbia și trei jucători români, dar așa distanțați între ei. Ce căutau trei acolo? Unul pe el ei, și. Asta vreau să spun. Da. Că noi, fotbalul, la ora actuală, echipa națională, joacă un fotbal la Alibi. Da. Deci jucăm în zonă. Fără să ne marcăm oamenii, bă, am fost în zonă. Nu asta înseamnă zonă. Zonă înseamnă ca fundașii centrali să-și marcheze oamenii care vin în zona lor și orice jucător care e în zona respectivă trebuie să aibă om în marcaj. Ori la noi, eu vreau să spun o așezare de unde apar, că părțile laterale la, la un moment dat la noi au devenit libere. De ce? Pentru că ei au așezarea noastră în teren. De a spun că noi jucăm o așezare care nu e adevărată. Deci a, așezarea asta care o spune Edi Ordănescu că jucăm 4-3-3 e o așezare mincinoasă. E o așezare care o dă <coughs> pentru televiziuni și pentru ziariști, dar de fapt noi ne apărăm cu patru fundași din care cei de margine vin și strâng în interior și ar trebui să coboare pe locul fundașilor cei doi mijlocași. Deci pe partea stângă trebuia să vină Mihailă și pe partea treabă, dreaptă trebuia să vină Moruțan. Ori Moruțan nu a venit niciodată să ia locul fundașului dreaptă al Uraț, iar pe partea asta, la altă Mihailă, nu au venit în, în locul lui să, ia, să închidă culoarul ăla de margine Și crea tot timpul, că de acolo a apărut și centrarea fundașului stânga care, Din care s-a dat primul gol Iar pe partea stângă la golul 2 Opruț o strâns în centru O lăsa toată partea aia liberă unde trebuia să vină Miheilă Îl a dat pasul cu călcâiul printre, printre fundașii noștri Și mai departe s-a continuat cu, cu uh, pasul mai, mai departe unde iar au rămas liberi pentru că Mihailă nu s-a retras. Deci aici e o greșeală de așezare, adică, cum să spun eu, probabil că la antrenamente, probabil că la ședințe s-au spus că cei doi trebuie să vină să ocupe spațiul acasă să creeze o, o, un zid în fața atacanților sau celor, pentru că se știa foarte clar că columbienii sunt foarte buni pe, pe margini și au doi fundași care urcă foarte mult în atac. Ori la noi, Abia în repriza a doua s a văzut ceva, ceva, că a început să se închidă culoarele alea. Dar după un anumit uh, da. timp. Deci eu aici zic că uh, echipa noastră e departe de campionatul european și tare mă tem să nu ne facem chiar de râs pe acolo. Acum revin cu ce am spus la începutul emisiunii. Totuși are norocul Teddy Iordanescu pentru că se putea transforma într-o catastrofă meciul ăsta 3-0 și ne mai puteau da, deci n-am arătat absolut nimic și la sfârșit, iar în 10 minute am dat două goluri am văzut, chiar m-am uitat și la golul lui Hagi, acolo s-a văzut că el a forțat deci -a, fost a, pus o piciorul, de apărător. a pus piciorul așa cum spui tu, dacă pui piciorul ca lumea și insiști ai șanse să câștigi mingea a pus piciorul ca lumea... Acolo a... a fost, cum să spun, greșeală mare a fundașului, că fundașul putea să joace direct. Deci el nu trebuia să facă nicio preluare. O încerca să facă o preluare spre portar, ceea ce nu se face acolo. În zona centrală, un fundaș central nu are voie să facă asemenea preluare. Da. Deci el ori juca direct cu, cu portarul, sau dacă nu, dădea de ania. Dar el a fost prea sigur de faptul că uh, uh, poate să o preia acolo și să o controleze și o preluat-o rău, că o preluată da, înspre da, poarta da, lui. Da, ăsta da. venind venit din spate, a trecut de el și a rămas singur cu portarul. Da, mi-a plăcut că a pus corpul ca lumea. Da. Și, și vreau să-ți mai spun că în momentul în care la ei s-au făcut schimbările, s-au dereglat și ei da. ca tactică, ca da. așezare, că normal, au intrat atâția de pe margine, care n-au putut prelua în secunda doi sarcinile care le-au avut cei din. A, Plus înainte. că era anestezierea acelui scor, 3-0. Era 3-0, sigur. 0? Ce deja ce deja mai nu ai. mai era aproape finalul jocului. Da. Altfel gândești când ești la scorul dar ăsta. Dar ce acolo. zici tu dacă mai intra? Că am avut atunci o ocazie nostru și era 3-3. Și, și așa ai mincinos pentru scorul. Pentru mine n-ar era... fi însemnat nimic decât un, un rezultat de palmares. Pentru că în realitate echipa noastră nu arată nici omogenitate, nu arată nici spirit de luptă, nu arată nici orientare tactică în teren grozavă, nu arată nici un joc uh, elaborat. Deci arată ca o echipă pe care o aduni și le dai drumul în teren să joace ce știu. Deci asta a fost impresia pe care mi-a lăsat-o mie meciul ăsta. Nu mi-a arătat niciodată uh, timp de 80 de minute sau 80 de minute. Ca 80 da. de minute. Nu mi-au arătat o așezare în teren grozavă, nu mi-au arătat niște acțiuni lucrate și învățate, nu mi-au arătat o dăruire extraordinară. Mi s-a părut la un moment dat că jucăm jocul ăsta ca să-l avem pe răboș, că am mai jucat un joc cu Columbia, mai ales după ce am luat primul gol și așa, parcă s-au tăiat cu totul jucătorii noștri. Totuși din... Cei care au jucat. Ți-a plăcut vreunul din ei? Sau cât de cât l-ai remarcat pe vreunul? Nu, n-aș putea să spun, vai de mine, urâm târgului. Mi-e greu să aleg pe cineva să spun. Uite, că... mie mi-a mi plăcut, uh, cum am mai zis înainte, Oprul și-a făcut treaba acolo, nu lucida dar și-a făcut uh, cinstit treaba pe postul de fujaj, și mie mi-a plăcut uh, rațiul. A făcut incursiuni. Uh, a avut un adversar extraordinar și nu l-a ridiculizat, nu nu, nu l-a ridiculizat, nu. a făcut uh, față, are forță de la început până la sfârșit a alergat. Mie mi se în... pare un Iu? pic că uh, la fundașii centrali e o, o hibă acolo, da. lipsa jocurilor să vede, da, lipsa da. campionatului prost în care joacă Burcă, în da. Burcă mi s-a părut un jucător greoi, greoi lent, uh, lent da. cu parcă, 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 nu spun că nu l-am cântărit sau așa, dar mi s-a părut un pic uh, mai plinuț decât de obicei, da. iar Stalant, uh, Radov, Drăgușin, se vede lipsa de jocuri la el. Jocuri, da, da. Se vede. E talentat, deci dacă da, continuă da. să nu joace la Tottenham, la campionatul european va fi subținut. Da, da, s-a văzut și pe el că e destul. Nedelceanu parcă a intrat un pic da, mai parcă, bine. Parcă da, parcă mai bine acolo, parcă da. mai sigur pe poziția lui. Da, da. Uh, nici marcajul. Noi, noi ducem lipsă de marcaj. Aia ne, ne afectează foarte mult în Jocul Național. Lipsa de marcaj și jocul ăsta în zonă unde nimeni nu-și asumă răspunderea. Dumnezeu, da. eu sunt de acord că e un joc bun, că faci o aglomerare pe zona respectivă, dar dacă nu ți-asumi răspunderea de a marca adversarul care ți intră în zona aia, e un joc fals, adică e o, o, un, un, o tactică de joc falsă care te păcălește, care te înșală, care amăgește ochiul spectatorului, dar în realitate acolo să văd greșelile. Unde dai de un jucător foarte tehnic cum au fost columbienii, care au avut niște prelor senzaționale, niște da. undoiuri foarte bune, o viteză de, de pasare enormă, acolo s au văzut lipsa de, de da. marcaj. Pe când invers, ai văzut când se ducea mingea spre jucătorul nostru, cum ieșa Apărătorul de la Columbia, da. în fața jucătorului da. nostru, era primul la mingea, ataca mingea, nu aștepta să primească mingea. Ai noștri jucători, parcă așa sunt învățați, să aștepte să ajungă mingea la ei, în loc să atace mingea, să, să, să ajungă primul la minge Și asta e un defect mare al Naționalei noastre. Asta e, ne apropiem deja de finalul emisiunii. N-au lămurit, nimic. lămurit cele două meciuri cu Irlanda de Nord. E mai, și mare, cu... nebuloasă e mai mare nebuloasă. mai mare nebuloasă, într-adevăr. Cred că și, și e disperat și e de Iordănescu nu știe pe cine să lase și în, uh, virtutea, a, în virtutea, lotului pe care El trebuie să-l ducă și prost care am campania înțeles. asta de jocuri. Așa. Prost, eu așa cred. e foarte prost. greu, zic, pentru un antrenor să, să, să te decizi când, pe cine ei, pe cine lași. Uh, Ui, eu cred că în primul meci el ar fi trebuit să meargă pe o formulă meci, de echipă în care să, să gândești, nu să încercări. Încercări încercă da. nu mai avea rost, pentru că noi ne-am calificat la Campionatul da. European. Lotul e cam același. Deci, el avea în minte ce jucători are și el ar fi trebuit să intre cu cea mai bună echipă. Și la primul meci, și la al doilea meci. Pentru da. că au fost de destule zile de odihnă, la metodele care sunt de recuperare da. acum, Eu prostie să vii să spui că s-o obosiți de la un meci la altul. Nu, așa ceva e, e lipsit de, de bun simț să vii cu scuze din asta. Dom'le, joc, mai joc 45 de minute cu aceeași echipă, dar alea 45 de minute consolidez. Ideea de joc pe care mi-am uh, mi propus-o. Da, nu va fi ușor. Am văzut, s-a calificat Ucraina, deși cu emoții, cu Bosnia-Herzegovina, uh, în ultimele minute au reușit să dea golul victoriei. Acum, în uh, meciul cu Islanda, la fel, cu da. însă m-am mai uitat așa la câteva faze și la ei, mai ales în pauză, cât uh, ei jucau. Uh, zic că au un joc mai solid ca al nostru, ucrainienii. O să vedem. Va o să fi, vedem. Va fi primul greu meci. Primul, primul meci. Vom vedea. Da. Bine, Vasile, o să ne mai vedem după poate mare după, după celelalte două meciuri pe da. care înainte de campionatul european. Să vedem. Așteptăm să vedem rezultatul înainte de a începe campionatul mondial. European. European, pardon. Da, Bine, dragii mei, până la viitoarea emisiune, vă Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.